Lovituri pentru ministrul Carmen Dan, decizia parchetului general în cazul microfonului din priză. Procurorii parchetului general au ajuns la concluzia că nu s-a comis nicio fapt penal în cazul microfonului descoperit într-o priză din propria locuință de ministrul de interne, Carmen Dan, precizează surse juridice citate de televiziunile de subliniere TIR. Ministrul de interne, Carmen Dan, a fost audiat în luna ianuarie la parchetul general, în lectură cu dispozitivul de înregistrare găsit în locuința sa. În noiembrie 2017, Carmen Dan a anuncat ce a găsit în apartamentul în care locuie subliniere te cu chirie un dispozitiv de înregistrare subliniere i-a sesizat poliția pentru demararea unei anchete. Ministrul de interne declara atunci ce a făcut plângere pentru violare de domiciliu. Am găsit în locuința mea un dispozitiv care, după prima verificare, pare un dispozitiv de înregistrare audio, într-una dintre camerele din apartamentul în care locuiesc. Fac precizarea că nu locuiesc într-o locuință a absolui sublinierei în momentul în care am descoperit acest dispozitiv am procedat, a sublinierea cum era normal sublinierei firesc, am sesizat organul competent, poliția română, care a făcut demersurile necesare. Înțeleg ce s-a înregistrat un dosar penal. Puncta subliniere prefera să nu dau foarte multe amănunte, pentru ce sunt informații care fac parte din ancheta penală. Am avut surpriza să constat ce într-o priză de telefon, oarecum suspect în subliniere i locul unde era amplasat dispozitivul, am găsit acest dispozitiv. Era mascat în interiorul acelei prize, nu era un dispozitiv la vedere. Punct era un dispozitiv care era conectat la o sursă de alimentare sublinierei înțeleg ce avea sublinierei o baterie care probabil alimenta dispozitivul când s-ar fi întrerupt sursa de energie, explica ministrul.